Biserica! Că lumea a iubit-o, e adevărat, dar viața lume rămâne pe aici. Uitați-vă la ce se întâmplă. Dar biserica trebuie să plece. Atât de mult a iubit Domnul Iisus biserica, cât de mult s-a dat pe sine însuși, ca să o sfințească, să o curățească și să o înfățișeze înaintea lui însuși, fără pată, fără zburcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără pricană. Mi se pare că așa scrie în Biblie, nu? Nu-i de la noi. Suntem importanți. Suntem prețioși. Cineva ne iubește. Cineva ne dorește. Cineva ne așteaptă. Cine? Domnul Iisus. Și Duhul Sfânt mereu ne pune în față pe Domnul Iisus ca să trezească în noi. Ce? Ce are El? Ce are El? El are iubire pentru noi. S-a spus despre Tesaloniceni. În a doua Tesaloniceni este un cuvânt în capitolul 3 care zice așa: Domnul să vă îndrepte sau să vă încline sau să vă aplece inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Greu să înclini inima, nu? Foarte greu. Stă de vorbă băiatul cu fata mai nou, vorbesc în felul oamenilor. Greu să cucerești pe fată. Din ce în ce mai greu? Din ce în ce mai greu? Vorbesc cu mine la București. Să face băiatul luni trepunte. Să o ia cu mașina, să o ducă, să o aducă, să... La mâncare, la prăjitură, la... Și într-un târziu, cazuri concrete. Fata se răzgândește. Unul sărac a cheltuit așa de mult, încât a zis, săracul și el a fost mai needucat așa, băi, zice, dă-mi totuși înapoi ceva, că am cheltuit cam mult. Băi, inel de logodnă, pe asta, mult, mult de tot. Zice, dă-mi totuși ceva înapoi, că am cheltuit cam mult. Vorbesc în felul oamenilor. Ia gândiți-vă așa, imaginar, dacă Domnul Iisus ar zice, măi, am cheltuit cam mult, văd că ție nici nu s-arde. Mi-a dat viața, te iubesc. Tu ce faci? Mai stai, Doamne. Nu zicem așa, dar trăim așa. Trăim așa. De aceea miza e mare. Și îndrăznesc să spun ceva delicat. Cel care trebuie să vină, spune Cartea Sfântă, că e plin de gelozie. Așa zice Cartea Sfântă. E plin de gelozie. Haideți să vedeți. Zice, sau vreți să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Aici e vorba de Domnul Iisus. Zice, suntem noi mai tari decât El? Și gelozia aceasta este surprinsă în Scriptură într-o situație foarte delicată. Care credeți că este situația? Situația cu frângerea pâinii. Corintenii drăgălașii la masa Domnului se gândeau și la masa Domnului, dar se gândea și la masa... Doamne, iartă-mă, dar scrie! Masa dracilor. Ne-a vorbit fratele mai înainte de idoli. Domnul Iisus vrea ca inima noastră să fie întreagă a Lui. Ce a zis despre un băiat care iubește o fată? Lucrurile sunt clare. Și când îi cade băiatului în mână telefonul fetei, zice, dacă numărul ăsta ce e? Păi. Dacă numărul ăsta ce e? Păi. Se bucură tare, nu? Sau vezi că dintr-o dată se înroșește și zice, măi, tu ești serioasă sau nu? Eu credeam că stai de vorbă doar cu mine. Vorbesc în felul oamenilor. Dar eu vorbesc și cu apropo, că și pe aici, pe la Bălinca și pe la București. Suferință mare. Și vorbesc așa, cu o limbă clară. De aceea, fetelor, băieților, de ce nu se căsătoresc fetele? Sau de ce nu se căsătoresc băieții? Mai nou țin un pic partea băieților. Un pic. Nu că ei ar fi cine știe ce. Dar, repet, cu durere o spun. Fetele sunt un pic mai... Cum nu trebuie,
față de băieți. Lucrurile au coborât. Care-i Duhul Lumii? Duhul Lumii este acesta. Feminismul. Fetele se ridică și băieții săraci, dacă ar putea să le spele picioarele. Asta apropo de ce am discutat noi mai înainte. Nu, o spun cu toată seriozitatea. Ăsta-i curentul. Și cunosc băieți buni care au vrut să slujească Domnului și au dat peste niște drăgălașe, ca să nu le spun altfel, care la început a zis, cum să nu? Mergem în lucrare. Cum să nu? Cine după ce s-au căsătorit? Stai acasă. E dureros, dar e adevărat. Dacă surorile se supără pe mine, nu mai vin. Dar este o treabă serioasă. Dureroasă. Stă de vorbă băiatul cu fata și dacă băiatul nu este ce trebuie, se gândește să o îmbrățișeze. Dar dacă fata e serioasă, stop! Stai așa. Dar ce s-a întâmplat? Stai așa. Ne îmbrățișăm după ce ne căsătorim. Aoleu! După ce ne căsătorim. Deodată ne îmbrățișăm cu inima. Dar mai nou, băieții se gândesc la îmbrățișare, dar fetele abia așteaptă. Și se ajunge la păcat? Se ajunge la păcat. Și se ajunge la nenorocit? Se ajunge la nenorocit. Și se ajunge la necurăție? Se ajunge la necurăție. Și se ajunge la ce? La întărătarea Domnului. De ce? Pentru că se intră pe ușa aceasta și tot satul, zice, ăștia spocăi. Și când vede altceva, se face de ocară, numele cui? Al Domnului. Numele Domnului. Aș vrea să spun ceva. Am mai spus eu și altă dată. Ce bine ar fi dacă s-ar speria băieții și fetele. Caz concret. Două cazuri concrete. Eu nu mă gândeam să vorbesc despre treaba asta. Vă mărturisesc că ce spun acum este spontan. Dar o să revin iarăși la cuvânt. Dar să fim foarte practici. Domnul e gelos. Îi rostești numele Lui când vii la adunare, deschizi Biblia și în particular trăznăi. Așa au făcut doi. Luați aminte. Așa au făcut doi undeva în nordul Moldovei. Mergeau cu mașina. Se uitea lumea, mă, ăștia ce fac? Băiatul și fata. Ce face? Păi zice, avem de când să ne căsătorim. Păi când? Că ei mergeau cu mașina, înțelegeți dumneavoastră, mașina oamenii sunt foarte știți. Nu? Băiatul stă numai la volan, discută cu fata despre versete din Scriptură. Înțelegeți dumneavoastră. E căloșit. Și bătrânii dintr-o adunare i-au luat serios. Mă, și ăștia dintr-o dată nevinovați, cum se întâmplă cel mai adesea, a zis, ne căsătorim! Când? Într-o lună! Frații au zis, băi, sunt oameni serioși. Și-au plecat undeva în nord, într-un oraș, este caz concret, să găsească ceva mai ieftin. Cumpărături, nu, că se fac cumpărături pentru nuntă. Și au trecut peste o cale ferată, a venit trenul și i-a făcut praf pe amândoi. De ce credeți? Că erau curați. Sau vrem să-L întâlnim pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Un caz în Văleni, băiatul și fata, tot așa. De la una la alta au ajuns la...